Antonio își va petrece ziua de naștere în casa Mireasa, va fi până la finalul acestui sezon și spunea că fratele lui nu a mai dat niciun semn și că o să-l bată în cazul în care nu va veni de ziua lui în casă. Mihai zicea că acum o să-ți facă iubita surpriză de ziua ta și Antonio zicea da, cu tort, o să cânte toată casa la mulți ani și el o să se uite pentru că o să-i se pară ciudat, dar și frumos momentul. După a început să glumească spunând că atunci când o să cânte toată lumea la mulți ani o să se gândească nu se mai termină odată. Antonio mai spunea că dacă o să primească și videouri, așa cum primesc toți concurenții, îi e frică și se referea la faptul că mama lui e posibil să trimită poze cu Antonio de când era mic și el zicea că mama sa nu își dă seama că în unele nu arăta deloc bine și s-ar face de cacao. Mai spunea că speră să țină cont că sunt și la televizor și să nu trimită.